Aveți ceva date despre ancheta asta epidemiologică? Da, țin legătură atât cu cei de la Dinamo, cât și cu cei de la Botoșan. Reau mesajul pe care l-am transmis și anterior, pentru că ați văzut, au fost niște discuții. Jucătorii la terasă, în cazul lui Dinamo, jucătorii la Mogoșoaia, în cazul celor de la Botoșan. Rugămintea mea, și o fac publică, este ca întotdeauna în cadrul unei anchete epidemiologice să aflăm, poate chiar de la început, ce s-a întâmplat, tocmai pentru că nu trebuie să riscăm absolut nimic. Adică e mesajul pe care l-am transmis tot timpul. Ancheta epidemiologică se bazează pe declarație celor implicați. Adică să nu ascundă contacte între omul infectat. Exact, sub nicio formă. Da? Deci declarații, ancheta epidemiologică se bazează pe declarații, așa încât 100% fiecare implicat trebuie să declare lucrurile așa cum au stat. Nu vrem să riscăm absolut nimic. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Ancheta epidemiologică este în desfășurare. Înțeleg că atât în cazul clubului Dinamo, cât și în cazul celor de la Botoșani, cei de la DSP, Direcția de Sănătate Publică, le-au spus așa, 7 zile izolare, retestare, în măsura în care testarea este negativă, urmează să vă eliberăm autorizații pentru întoarcerea locului de muncă. Categoric, ambele echipe vor avea nevoie și de câteva zile de pregătire, pentru că în momentul ăsta sunt în izolare.